Au apărut brazii de Crăciun în municipiul Mediaș, în imediată apropiere a halelor pieței agroalimentare, dar și pe platoul Welter se găsesc brazi atât românești cât și aduși din import. Prețurile variază între 80 și 150 de lei pentru cei românești și pornesc de la 150 de lei pentru brazii din Danemarca. Prețul este în funcție de mărimea bradului și de coroana acestuia, iar comercianții sunt dispuși să și negocieze. Deocamdată, mediașenii trec prin zonă, se interesează de prețul acestora, însă de vândut s-au vândut foarte puțin. Am adus brazi de pe plantație românești, este brazi de plantație. Prețurile, cum spun pe la televizor, că sunt mai ieftin și așa din ce în ce și cum a crescut prețul la motorină și la astea, prețurile au crescut cu vreo 20-30 de lei față de anul trecut. N-am vândut niciun braz de început. Bine că nu mai este pandemie, că anul trecut chiar a fost greu și rău, n-am putut să vindem, dar venim cu puțin, oamenii își după buget și așa cum au de plătit curent, gaz, nu e neapărat să-și iau un braz. Pensionarii bătrâni și pentru nepoți, în rest tineretul o să fie prețuri, cred că bune, de la 80-90 până la 150. Bine, multă lume și întreabă. Cum sunt prețurile față de anul trecut? 150, 160. Deci de la 150 în sus? Da. 200. Depinde. Depinde că ce, dar negociez cu fiecare. Asta e. Văd brazi și mai mici și mai mari, da, și exact. Cu coroană mai pentru toate gusturile. Pentru toate bugeturile, cum se spune. Pentru toți care și sărați și bogați și asta e. Mai respectă oamenii tradiția bradului în condițiile în care toate s-au scumpit și să utilită? Să știi că nu prea. Nu prea, așa și așa. Dar totuși încercăm să trage speranță. Tragem speranță. Mulți dintre medieșeni își vor cumpăra tradiționalul brad de Crăciun, iar pentru asta au venit să vadă cam ce pot alege și cum sunt prețurile. Da, păi de obicei de asta iau, așa, un brad de asta. Mai mare, mai mic, mai... Așa, mijlociu, ca pentru casă, așa, pentru oameni mai în vârstă. Da. Respectați în fiecare an tradiția asta bradului? Absolut, în fiecare an, mai ales că am stat și la muntă mai mult timp și s-a obișnuit cu așa ceva. Ce înseamnă tradiția asta pentru dumneavoastră? Păi înseamnă foarte mult. Așa, din copilărie am mers înainte cu ea. Ce înseamnă tradiția asta în podobire? Așa m-am născut cu bradul în casă, de când mă știu. Și în fiecare an respectăm, da, tradiția. Da, 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 da. Cât sunteți dispus să cheltiți anul acesta pentru brad? Pentru brad, pe maxim cam 120, cam aici, la un brad. Restul, podobitul și ale l-am. Ce fel de brad vă căutați anul acesta? Păi un brad, după bugetul nostru de pensionar, ce să vă spunem? Că și... ni se măresc salariile și pensiile, dar numai la televizor, în rest nu prea. Cât ați fi dispusă, altfel spus? Până în 100, deci până în 100, mai mult nu, că nu pot, n-am. Ce vă determină să luați brad în fiecare an, să le împodobiți? De ce? Ce înseamnă tradiția? Păi asta e o tradiție și Crăciunul fără brad nu-i Crăciun. Chiar dacă e numai o crengut, nu-mi place bradul artificial. Ăsta e adevărul. Deci eu nu prea am... Eu am o problemă cu artificialul. Să fie mirosul acela de brad. Să fie mirosul de brad. No. Am nepoți, am copii, vin și asta e bucuria noastră. Comercianții de brazi speră ca săptămâna viitoare numărul persoanelor interesate de achiziționarea unui braz să crească, mai ales că se apropie cu pași repezi Crăciunul.